O femeie a născut copilul soțului ei la aproape 2 ani după ce acesta a murit din cauza unei afecțiuni grave. Conform Digi24.ro, Lauren McGregor l-a înmormântat pe Chris în iulie 2020, după ce acesta a fost diagnosticat cu o tumoare la creier în stadiu terminal. Cei doi și-au dorit întotdeauna să aibă împreună un copil, așa că atunci când au primit vestea groaznică, au decis să recolteze sperma bărbatului. Deb seamănă tot mai mult cu tatălui, cu fiecare zi ce trece. Când s-a născut, avea un păr gros, cu un contur în formă de M, la fel ca soțul meu. Pe măsură ce trăsăturile îi se definesc, îl poate vedea pe Chris din ce în ce mai mult. Buzele lui sunt la fel ca ale lui Chris, spune femeia. Deși Lauren este încântată să aibă o parte din răposatul ei soț, spune că există foarte multe momente pe care și-ar dori să le împărtășească cu Chris. Lauren și Chris au început o relație în 2013, dar se cunoșteau de când erau copii, pentru că mamele lor erau bune prietene. După doar 9 luni, Chris a început să manifeste simptome și apoi a fost diagnosticat cu tumoare pe creier. Deși a intrat în remisie de mai multe ori, Chris a murit în 2022, relatează Digi24.